Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim soborul Sfinților 12 Apostoli și pe Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț. Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț a trăit în secolul al XIV-lea și este primul arhiereu al Transilvaniei cunoscut cu numele. O inscripție descoperită în anul 1978 în Biserica Mănăstirii menționează numele arhiepiscopului Ghelasie, al sugravului Mihu și data de 2 iulie 1377. Puținele date despre viața sa le avem din tradiția păstrată secole de-a rândul de către sătenii din Țara Moților. Sfântul Ghelasie a fost mai întâi sihastru pe Valea Pârâului Râmeț și, apoi, stareț al mănăstirii Râmeț din județul Alba. El avea 12 ucenici împreună cu care postea, se ruga și săvârșea sfintele slujbe. Nu mânca decât sâmbăta și duminica, iar în celelalte zile se hrănea numai cu Sfânta Împărtășanie. A adunat la mănăstire mai mulți tineri, pe care, după ce i-a pregătit corespunzător, i-a hirotonit preoți. Dumnezeu l-a învrednicit cu darul vindecării și al alungării duhurilor necurate. De altfel, tradiția populară relatează mai multe minuni făcute de Dumnezeu prin rugăciunile Sfântului Ghelasie. O mărturie a unei minuni a Sfântului Ghelasie este fântâna Vlădichii de la Hopagi, aflată la câțiva kilometri de mănăstire. Într-o vară, igumenul și-a însoțit fiii duhovnicești la cositul fânului. Fiind foarte cald și neavând apă de băut, Sfântul Ghelasie s-a rugat lui Dumnezeu, apoi a făcut de 3 ori semnul crucii cu toiagul și, lovind cu el în pământ, a izvorât apă. Prin urmare, credincioșii din partea locului l-au cinstit continuu ca sfânt încă din timpul vieții. Trecerea Sfântului Ghelasie la cele veșnice s-a petrecut în chip minunat. A murit în timp ce se întorcea de la Hopagi, călare pe un asin, la mănăstirea Râmeț. Măgărușul s-a oprit în fața bisericii, unde copita i-a rămas imprimată într-o piatră, păstrată în muzeul mănăstirii. Tradiția locală afirmă că la 7 biserici, între care și mănăstirea Râmeț, clopotele au început să bată singure. Fiind plâns de ucenici, Sfântul Ghelasie a fost îngropat lângă zidul bisericii. Mulți bolnavi care veneau să se închine la mormântul lui primeau vindecare. Din cauza condițiilor istorice vitrege, locul de odihnă al sfintelor sale moaște a devenit necunoscut. În anul 1937, în timpul lucrărilor de restaurare a bisericii Râmeț, au fost descoperite 3 cranii care răspândeau un miros plăcut. Capul Sfântului Ghelasie a fost identificat după ce o femeie epileptică s-a vindecat atingându-se de el. Datorită vieții alese, minunilor săvârșite și cinstirii de care se bucura din partea credincioșilor din Ardeal, Sfântul Sinod a hotărât la 20 iunie 1992 canonizarea Sfântului Ghelasie.